La pas, am trecut printr-o piață deschisă, este senzațională, pur și simplu, de la început îți schimbi așa complet atmosfera. Este foarte diferit de Londra. Catedrala este renumită pentru nava sa principală, cea mai lungă dintre toate catedralele gotice din Europa, măsurând 169 de metri. Acest domn din stânga noastră mai devreme mergea piață. Wow, cât de faină e! Și are debitul destul de puternic, aș putea spune. Locul acesta mi-aduce aminte foarte, foarte mult de Canterbury. Nu știu dacă ați observat, dar acolo în zare se vede și Catedrala Winchester, precum și străduța aceea foarte aglomerată, The Broadway. Bună dimineața, dragilor, cu o cafea bună am pornit la drum. Vă salutăm din Winchester. Am hotărât ca în acest weekend să rămânem în Marea Britanie. De ce? Pentru că vrem să vizităm un alt oraș pe care îl avem pe lista noastră de foarte, foarte mult timp. Iar astăzi, în sfârșit, a venit rândul acestui oraș. Iar Winchester deja ne-a surprins. Adică am ajuns aici de câteva minute, am mers și a luat Lenuța o cafea. Și am început să explorăm un picuț acest oraș la pas. Am trecut printr-o piață deschisă. Este senzațională, pur și simplu, de la început îți schimbi așa complet atmosfera. Este foarte diferit de Londra. Este un oraș vechi, fosta capitală a Angliei în secolele 10-11. Ca mai apoi Londra să devină capitală undeva în secolul 11. Winchester a fost și este un oraș destul de important, mai ales având Catedrala Winchester, care este destul de faimoasă și poate foarte mulți dintre voi o știți din diferite filme, a fost inspirații pentru diferite cărți. Este o catedrală destul de interesantă. Construcția catedralei s-a început în anul 1079 și știu că a durat foarte, foarte mult timp. S-a terminat undeva în 1400 și ceva, o să vă pun pe ecran mai exact anii. Este un loc unde s-au înmormântat de-a lungul timpurilor foarte mulți regi și foarte mulți regi ai Angliei. Este cea mai mare catedrală gotică din Europa, sau cel puțin cea mai lungă catedrală gotică, cu o înălțime de aproximativ 170 de metri. Deci astăzi o vom vizita și ce facem? Deci am hotărât de dimineață să ne plimbăm cât mai mult, pentru că orașul e foarte frumos, și să privim prima și prima dată, apoi să mergem pe niște dealuri, muzee și cine mai iese în cale. Pentru că am înțeles că de pe acele dealuri de aici vedem o panoramică așa foarte frumoasă asupra orașului, dacă vă amintiți de săptămâna trecută din Edinburgh. Așadar o să mergem și să facem același lucru, să vedem cum se vede acest oraș. Da, eu cred că în fiecare țară o să ne urcăm pe un deal, mai mult ca sigur. Dacă ați văzut mai înainte agitația orașului, acum priviți cât de multe verdeață și cât de multe liniște. Este doar la un pas de strada aceea principală, unde este și un market, apropo. Și o să încercăm să mergem și noi un pic mai târziu. Dar am zis că vrem să vedem catedrala mai întâi. Apropo, pentru catedrală, dacă sunteți studenți, aveți reducere, plătiți undeva la 6 lire, de la 12, și dacă îl cumpărați online, aveți reducerea mai mare. De asemenea, biletul este valabil un an de zile. Deci puteți intra un an, timp de un an de zile, când vreți voi. Iar aceasta este catedrala. Formă de navă, da, se poate vedea foarte clar. Și cum am spus, este cea mai lungă catedrală gotică din Europa. Suntem nerăbdători să o explorăm. Și cum spuneam, dacă nu sunteți studenți, dacă sunteți adulți, dați undeva la 12 lire, ce puțin atât cred că am dat eu. Deci asta înseamnă undeva la 60-65 de lei românești. Arată foarte frumos locul, împrejurimea de aici. Și de-abia așteptăm să o explorăm. Catedrala Winchester, situată în Hampshire, Anglia, este una dintre cele mai impresionante și vechi catedrale din Europa. Construcția s-a început în 1079, iar stilul său gotic impunător atrage anual mii de vizitatori.
Catedrala este renumită pentru nava sa principală, cea mai lungă dintre toate catedralele gotice din Europa, măsurând 169 de metri. Un aspect fascinant al catedralei este legătura sa cu Jane Austen, una dintre cele mai mari romanciere ale literaturii engleze, care este înmormântată aici. De asemenea, Catedrala Winchester găzduiește și o cruce anglosaxonă rară. Una dintre cele mai deosebite caracteristici ale catedralei este designul abstract al ferestrei de vest. La izbucnirea războiului civil englez în 1642, forțele lui Cromwell au spart intenționat marile vitrale și odată cu restaurarea monarhului, 20 de ani mai târziu, piesele au fost adunate aleatoriu și folosite pentru a crea un model abstract. Wow, cât de frumos este aici și este fix lângă altar. Ai impresia că ești chiar acum 1000 de ani în urmă. Îmi place foarte mult pe jos, cum arată și cum s-a păstrat. Și am terminat de vizitat catedrala. Sincer, am rămas plăcut, impresionată de tot ce am văzut. Nu știu când a trecut timpul, cred că ne-a luat o oră, o oră și ceva. Da, cred că am stat mai bine poate de oră, da. Este imensă, nu pare de afară, dar este imensă, cu foarte multe capele în interior și fiecare capelă îți arată ceva. Îți transmite ceva, deci este foarte frumos. Măreția și grandoarea acestei catedrale ne-a uimit. Pur și simplu ne-a impresionat foarte, foarte mult. Așadar, ne vom merge să vizităm în continuare orașul, pentru că mai avem ceva ore la dispoziție, dar catedrala este un must do aici în Winchester. Ce mi-a plăcut foarte mult este că foarte multe lume aici care îți prezintă sunt oameni în vârstă. Nu știu, dau foarte multe informații. Pur și simplu pleci cu un bagaj. Da, pleci cu un bagaj foarte mare de informații. Deci mi-a plăcut enorm de mult. Și chiar aici, lângă catedrală, am găsit o mică grădină prin care ne putem plimba. Foarte multe flori frumoase și această priveliște asupra catedralei. După cum se vede, viața în Winchester este foarte activă. De dimineață, de când am ajuns, oamenii au ieșit la cafenea cu copilul, cu cățelul, cu purcelul. Toată lumea a ieșit și acum este ora 1 după masă și lumea este tot aici. Se plimbă, mănâncă o prăjitură. Deci ne-a plăcut foarte mult de dimineață, de când am venit, peisajele. Mai aveam 15 km și ajungeam în Winchester și am văzut pe o parte și pe alta plin de ferme. Am văzut tractoare, baloți de fân, fel și fel de ferme și asta ne-a plăcut foarte mult. Pur și simplu am intrat... Suntem în afara Londrei, la 110 km, dar se simte treaba asta și lumea, cum spunea și Lenuța, lumea este mult mai relaxată. Dacă vii din Londra cu trenul, faci o oră, cam tot așa, o oră, o oră. Toți ne zâmbesc, asta ne-a plăcut mult și... Aerul nu se discută, deci este mult mai curat, mult mai respirabil, mult, nu știu, trăiește altfel aici. Și să vă arătăm câteva case cu un preț așa estimativ de la 2.700.000 această casă de aici. Da, care este o vilă. Avem și aceste flaturi, foarte multe case. Ne-am gândit că dacă suntem așa de departe, adică o oră și ceva de Londra, prețurile ar fi mult mai diferite, însă nu prea. 1.750.000, de exemplu, această casă. Alte case la 1.450.000, 500.000, 900.000, deci prețurile sunt aproximativ ca în Londra. Dar aici sunt casele mai mari, din câte am văzut, și cu mult teren. Probabil fiecare casă poate are și câte o mică fermă sau, nu știu, poți să ții ceva. Probabil că în afara Londrei sunt foarte... De asta se mută oamenii în afara Londrei ca să aibă grădină mare sau să aibă un petec de pământ pe care să cultive ceva. Mai mult spațiu, practic. Suntem în drum spre Great Hall sau Marea Sală din Winchester, care este un reper istoric important, construit între 1222 și 1235. Este una dintre cele mai bine păstrate săli medievale din secolul al XVIII-lea. A fost comandată de regele Henric al III-lea și este un exemplu de arhitectură gotică. Pe acesta vrem să-l vizităm și noi acum, în minutele ce urmează. Și suntem chiar aici, la intrare. Avem parte de acest spectacol al clădirilor acestea superbe.
Avem așa ca un fel de piațetă aici în fața noastră. Aceasta este intrarea. După cum se poate vedea, este totul de la spectaculos în sus. Îmi place foarte mult și aici pe jos cum arată și ambianța aceasta super, super medievală din jurul acestei săli. Unul dintre cele mai renumite elemente este masa rotundă a regelui Arthur, care atârnă pe perete. Deși datează din secolul al XVIII-lea, masa a fost replicată sub Henry al VIII-lea și măsoară 5,5 metri în diametru. Marea sală a fost folosită pentru evenimente importante, inclusiv procese notabile, iar astăzi este deschisă publicului ca muzeu și spațiu pentru evenimente. Chiar din sala cea mare avem aici o grădină privată a sălii, care arată foarte frumos și este foarte liniștită, cu foarte multe flori. Avem aici și un colț unde poți să te îmbraci cu haine din acestea medievale. În prețul biletului dincolo, ce am văzut, avem inclus și acest muzeu, Westgate Museum, și are o intrare foarte interesantă aici. Avem din nou aceleași panouri informative cu care suntem obișnuiți deja în Anglia sau în UK, cu diferite informații despre ceea ce vedem în fața noastră. Arată superb orașul văzut și de sus, dar o să mergem și pe acel deal despre care v-am spus mai devreme, ca să intri la The Great Hall și acest muzeu pe care l-am văzut acum. A costat 8 lire, adică undeva la aproximativ 50 de lei românești. Am uitat să vă spun faptul că Westgate, cea din spatele meu, este cea mai veche poartă și cea mai bine păstrată poartă din Winchester. Ea datează tocmai din secolul al XIII-lea. Pe parcurs a fost și închisoare, iar acum, după cum ați putut vedea, găzduiește un mic muzeu. Pierzându-ne așa pe străzi, am nimerit în incinta muzeului de război, aici din Winchester, și arată totul excepțional. Grădina aceasta pur și simplu este incredibilă. Acest domn din stânga noastră mai devreme mergea piață. Vom reveni puțin mai târziu să vedem dacă o să meargă din nou, pentru că mi s-a părut foarte interesant. De două ori am trecut pe lângă el și de fiecare dată mânca. Sper că a treia oară să-l prindem, să-l putem filma, să vedem ce face. Suntem curioși. Între timp, străzile s-au aglomerat destul de tare. Aceasta cred că este cea mai interesantă și mai frumoasă stradă din oraș. După cum se poate vedea, foarte multe lume și cât și turiști. Iar acum am ajuns într-o piață cu antichități. De fiecare dată când vizităm un oraș din Marea Britanie, găsim piețe din acestea cu fel și fel de lucruri vechi, noi, bijuterii homemade. Cât și mâncare, din câte vedem. Și mâncare, da. Cred că dacă îți plac aceste lucruri sau dacă ești pasionat de antichități, cred că în aceste piețe poți să găsești de multe ori ceva interesant. Acum ne uităm și noi, Lenuța îi place tot timpul să se uite, dar da, e foarte frumos așa. Mi-e place cum e la fiecare lucru în parte, nu știu, la ceva, orice lucru văd ceva interesant, mai ales care sunt făcute homemade. Îi găsești până la urmă o utilitate, bineînțeles, adică nu sunt inutile. Doar că trebuie să fii pasionat de așa ceva. Dacă ar fi să am, nu știu, o casă mare, le-aș strânge și le-aș colecționa, cred că lucruri din astea, să le pun într-o cameră. Sunt foarte frumoase, mie îmi plac. Sunt foarte multe parcuri cu flori de acest gen, unde oamenii vin să se relaxeze la un picnic cu familia. Este un oraș foarte frumos și foarte prietenos cu familiile în general. Ajungem acum și la City Mill din Winchester, care este un exemplu remarcabil de moară de apă din Anglia, cu istorie care datează din secolul al XVIII-lea. Situată pe râul Itken, moara este una dintre atracțiile turistice importante ale orașului și este gestionată de National Trust. Wow, cât de faină e! Care e debitul destul de puternic, aș putea spune. Haideți că încercăm să mergem și mai aproape, să vedem dacă este cuplată sau ce se întâmplă acolo înăuntru, pentru că vedem că este foarte multă lume care intră acolo. Și aceasta este moara, de fapt. Am intrat în interiorul ei, unde se află foarte multe shop-uri, avem o cafenea și o grădină. Aici avem terasă.
coborâm un pic și mai aproape să vedem. O să fie foarte mare gălăgie, deci să vedem dacă noul nostru microfon face față la zgomot. Zgomotul produs de apă este foarte puternic. Uite aici ce viteză are. Practic pe aici trece apa. Sunt curios cum se aude cu acest nou microfon. Încolo vine, are o cădere destul de mărișoară. Este 100% funcțională, ceea ce este incredibil, mie mi se pare incredibil. Am coborât din nou în grădină pentru că mi-am dat seama că a fost o parte aici pe care nu am văzut-o mai devreme. Și a privit aici pe cine am întâlnit. Am găsit un loc retras în grădina asta frumoasă, lângă râu, unde te poți relaxa. Exact, și vreau să merg acolo în față, pentru că este un loc pe care l-am văzut pe net și pe care l-am căutat tocmai de astăzi dimineață. Am vrut să vin aici să-l văd, pentru că locul acesta mi-aduce aminte foarte, foarte mult de Canterbury. Nu știu dacă vă mai amintiți de anul trecut, când am fost noi acolo, și seamănă foarte mult. Îmi place aici locul acesta, este ca un fel de triunghi așa, care desparte apa practic, împarte râul în două. Suntem în drum spre un viewpoint, o să mergem să vedem orașul de sus, acum am urcat ceva scări, suntem obosiți, de aia gâfâim așa, haideți să vedem! Suntem în urcare spre ceea ce se numește St. Giles Hill, una din celelalte atracții principale și de făcut, de neratat, de aici, din Winchester. Avem un pic de spor de făcut și încă nu am putea spune că am mâncat, dar după ce terminăm aici, probabil o să mergem și să mâncăm. Mi place foarte mult acest oraș, care are foarte multă natură în aproape centrul orașului. Nu foarte mulți oameni ajung aici, sincer, ne-a luat, cred că, în 5 minute să ajungem pe acest vârf, dar este de-a dreptul impresionant și cred că o să stăm un pic să ne relaxăm sau cel puțin să respirăm un pic de aer proaspăt cu acest view absolut superb în fața noastră. Priviți un pic aici ce spectacol! Nu știu dacă ați observat, dar acolo în zare se vede și catedrala Winchester, precum și străduța aceea foarte aglomerată, The Broadway se numește, de pe care noi am venit. Am fost tocmai acolo în spate la The Westgate, nu știu dacă se vede pe cameră pentru că noi nu putem să dăm zoom de pe GoPro. Și după ce am terminat de văzut acel deal, după ce ne-am relaxat un pic de fapt, că am stat acolo o jumătate de oră, cred că ne-am relaxat, am luat-o ușor și acum am zis că hai să mergem un pic pe malul acestui râuleț de aici, pentru că priveliștile sunt superbe, am văzut și de acolo de sus un pic și am zis că trebuie să venim să ne plimbăm un pic, după care vom merge și mâncăm și apoi vedem ce mai putem face. Deci vă recomandăm, dacă veniți și vedeți acea moară de apă, să faceți și această plimbare, pentru că nu o veți regreta, adică aveți parte de niște scene incredibil de frumoase. Natura, dacă vă place natura, trebuie să veniți aici, pentru că, în primul rând, veți găsi foarte, foarte multă liniște. Am găsit o nouă atracție turistică pe acest râu, o familie de rățuște. Așadar, noi ne luăm la revedere de la voi. Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit până aici. Cu această priveliște în spate, ne îndreptăm acum spre un restaurant, vedem ce găsim prin oraș, să mâncăm ceva, pentru că am făcut mulți pași și ne este foame. Am petrecut foarte mult timp în natură și asta ne încarcă bateriile. Asta ne bucură foarte tare. Da, pentru o nouă săptămână. Vă mulțumim frumos. Vă rugăm frumos să ne lăsați un share, un like și un subscribe la acest video dacă v-a plăcut. Ne ajută foarte mult. Ne ajută foarte mult, este adevărat, pentru că astfel YouTube algoritmul ne recomandă și altor persoane. Și stați aproape de noi pentru că urmează un alt vlog, probabil dintr-o țară hot și la propriu și la figurat. Am găsit un alt castel, un alt loc, iar intrarea este gratuită. Această construcție impresionantă a servit ca și casă pentru o înaltă față bisericească de pe acele timpuri. Prea mult nu a rămas din această construcție după cum se poate vedea, însă putem să vedem mărimea acestei
clădiri. Am ajuns și la un restaurant, luăm aici o masă, pentru că era foarte foame, cel puțin Lenuța nu mai putea de foame. De aceea, vedeți aici doar ce a mai rămas în urma unui cheesecake. Ne-am luat aici un platou aperitiv până vine mâncarea principală, ne-am luat niște pizza. Așadar, zic eu să avem poftă la acest platou înainte de pizza, nu?